Bună seara și bine v-am găsit! Începem emisiunea de astăzi cu Nașul și Finul, sau Corneliu Botgros și Ion Paladi. Pe lângă faptul că au o relație frumoasă, mai și cântă mult împreună. Iar următorul recital e curând de tot. Bună seara, băieți! Bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara, da, suntem... Uitați-vă cum ne-am asortat noi azi. Pe voi vă văd așa de rar în costum. De obicei veniți la noi în port popular. Acum sunteți ambii la costum. Vă simțiți comod așa, confortabil? Da, ne simțim și în acest costum comod, dar oricum cred că mai bine ne simțim în costumele tradiționale. Da. Da. N-aș fi avut și astăzi filmări cu lăutare și am hotărât să venim așa în costume mai clasice. În civil. În civil, da. În uniforma voastră. Așa, da. De toată ziua. Bun. Oricum, astăzi nu o să cântăm aici, dar o să ne uităm la clipuri, așa că... Pentru ce ar mai fi trebuit să vă luați portul popular. Cum sunteți, în primul rând, în aceste zile, în această... Știți și voi ce trăim cu toții? Suntem și... bine, ne readaptăm la țara noastră, pentru că am fost într-o călătorie, am vrut să spun într-o vacanță, dar nu chiar așa a fost, dar am încercat să facem din asta și o mini-vacanță. Am reușit și una și alta, și cu lucru... Și cu vizita Marea Britanie. Da, voi veniți de la Northampton, unde ați avut 3 zile de concert, dacă nu greșesc da, eu. Da, 3 zile la rând. Aha, și da, unde ați cântat? Ce a fost? Evenimente sau concerte chiar cu moldovenii de acolo, pentru moldovenii de acolo? Proprietara care are acolo un restaurant a fost ziua ei de naștere. Și s-a gândit că pe 12 a fost ziua ei de naștere, s-a gândit că pe 13 se fac la bilete. Și când a pus biletele în vânzare, s-au vândut în câteva zile și a făcut și pe 11. Așa. La bilete. Și atunci am cântat 11, 12, 13, am cântat. Pe 12 a venit cu prietenii, am făcut o ziua de naștere, iar pe 11 și 13 a fost la bilete. Așa. 3 zile la rând am cântat pentru moldoveni, pentru români. A fost foarte vesel, foarte multă lume. A mai fost și Gabriel Nebun, formația Catar, s-a fost o gașcă așa veselă și... Și chiar a fost vesel. Nu v-ați plictisit nici voi și nici cei care au venit la voi la concert, asta cu siguranță. Mai ales că s-a adunat, cred că, destul de multă dorință pentru cei din afară să vă vadă. A fost și pandemia, cred că au fost mai rare aceste plăcări. Și acum recuperați încetişor. Noi am fost și cu vreo 2 săptămâni în urmă alt călătorii care mai peripețăie așa. Apropo, să știți că voiam să vă întreb despre dacă tot e război și e contextul ăsta despre care vorbim cu toții, că altfel n-avem cum. Din ce văzusem eu pe paginile voastre, voi pe 22-23 trebuia să fiți la Moscova. Ați fost? Ați fost. Deci fix înainte să înceapă ce a început. În 24 dimineața trebuie să zburăm spre Chișinău. Așa. Deci avionul era la 1 și 20 ziua, dar la ora 1 ziua Moldova a închis căile aeriene. Așa. Deci eu am zis lui Ioan, zic, probabil că nu o să zburăm. Nu, hai, fii serios, că nu, cred că cursa asta și după aia închid. Ca să vezi în jumătate de oră ne-au anunțat că, într-adevăr, nu mai putem zbura. Dar deja trecusem toate procedurile, adică noi eram în sala de așteptare, așteptam avionul. Da, la gate, practic, da? Da, 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 da. Vai de capul meu, așa. Ne-am întors la hotel. A trebuit să rămânem acolo. Nu mai avem fișa aia de ședere. De ședere imigrațion nu, aia. Nu știu cum. Când intri în Rusia, îți dă... Noi nu aveam voie să stăm nici la un hotel, că nu puteam fi cazați. Nu ne primeau. Atunci când aveam poliția așa, că noi... Am mers la stăpânii care ne-au dus pe noi la Moscova. La ei acasă am dormit, i-am deranjat. Pe 24, da. După care a două zi, ca să ajungem la Chișinău, trebuie să zburăm la Bruxelles, de la Bruxelles la München, de la München la București. Și de la București, pe jos, acasă, vorba așa. Eu am zis că pot să zbor și prin China, pe oriunde, numai să ajung acasă. Mai repede, da? Da. Da. Dar, dincolo de faptul că v-a creat aceste incomodități legate de zbor și așa mai departe, voi pe 22-23 ați cântat la Moscova. Da. Tot ok a fost. Moldovenii din diasporă, de acolo, da? Nici vorbă de război nu era. Deci nimeni nu s-a așteptat că se poate întâmpla, spre exemplu, de pe 23 spre 24. Da. Și v-ați trezit în dimineața zilei de 24, ați văzut noutățile, da, ați citit pe internet. Eu dormeam veniștit cu gândul la zbor. Da. Eu, Nico, a venit și a zis că Nașul, scoală, ce e? Că am întâlnit la breakfast, nu, cu început război, zic, hai, lasă-mă, zic, nu e posibil așa ceva. Da, nu gândeați. Când am deschis Facebook-ul, mi-am dat seama că, într-adevăr, așa este și chiar noi pe 22-23 am cântat, lumea atât de bucuroasă, toți, bravo, bravo, vorbisem cu organizatorii, data viitoare facem 3 sau 4 zile la rând, da. Că lumea atât suna și vreau la concert. Da. Și 24 dimineața, eu tot dormeam și recunosc că acest lucru, mă sună Veronica și îmi spune, ce faci, unde sunteți, când vă porniți? Da. Credea că avea emoții, trăia deja.
Zic că, păi la 1:30 din avion, zic că, ai auzit? Și s-a auzit, că nu m-au uitat, eu dormeam. S-a început război și atunci când mi-a spus s-a început război... Dar înainte de... Au început genunchii, da, să ne liniștim. Înainte de a intra în program, în 23, ultima zi de cântare, la Moscova, eu zic, păi cu ce începem? Tot cu Doru Basarabi. Eu asta vreau să întreb. Dar eu am zis că, de poate, schimbăm. Și nu, până la urmă n-am schimbat. Chiar aveam emoții, știi? Am început cu Doru Basarabi. Ați început concertul la Moscova cu Doru Basarabi. Și am încheiat cu Bucurii. Cântă cu Battle, vine de răsună în Covid. Cântă cu... Toată lumea dansau și cântau, cu toți cunoșteau cuvintele. Ce chei de că nu mai poate fi vorba de vreun război? Dar chiar atmosfera în Moscova e foarte liniștită. Noi am mers până în Piața Roșie. Ei n-au voie altfel decât liniștiți. Dar nu am simțit încordarea asta în societate, că oricum se simte atunci când... Nu e, parcă mi s-a părut bine. Dar... Ce știm noi, ei nu știu, poate ei da, și stau mai probabil că nu aici știu, e... nu sunt, dar... Bun, în orice caz, peste ani și ani, când va fi bine, pace și va crește, de exemplu, Lucian niciodată. Și te va întreba, tata, ce făceai în ziua în care s-a început război? Era la Moscova. Cu siguranță nu suntem lucrul ăsta niciodată, pentru că chiar am avut emoții, mai ales când am văzut că s-a amânat și zborul. Zic, e gata, zic, hai să căutăm alții, că nu ar fi numai să... Noi zburăm a două zi, dar dacă nu reușeam între a două zi să zburăm, păi a treia zi deja toată începeau Europa închisă pentru mai multe. Trebuia doar prin Dubai sau prin Istanbul era o șansă. Dar... Deci, încă a fost încă, noroc. Da, am avut noroc. Bun, v-ați văzut acasă, deja ați văzut și tot ce s-a întâmplat în acele zile și așa mai departe. Care au fost senzațiile voastre întâi de oameni, nu de artiști? Despre ce urmează, ce ați face, nu știu, v-ați gândit la o eventuală plecare? Cum fiecare, practic, s-a gândit? Pentru că au început, acum ne-a mai detașat puțin, ne-a mai calmat, am văzut că e liniște deocamdată, slavă Domnului, dar pentru început era așa o frică și o tensiune destul de mare. Eu personal m-am gândit că în caz, dar nu știam un control, dar mă gândeam că dacă chiar plec, trebuie să-mi iau frați, trebuie să-mi iau părinți, trebuie să-mi iau... Adică nu poți plec de unul singur să te las pe aici. Dar totuși mă gândeam, zic, păi, o să oprească totuși, pentru că nu poți să lești. Spune secret, Ion are pregătit valiza. Are pregătit-o? Serios? Da? Dar nu mai el, dar... Bine, la mine valiza totdeauna e la ușă, stă. Și acum, dacă mergi, valiza asta da, la ușă... Nu, da, valiza pentru, că schimbă... pentru tine, pentru că da, tu pentru concerte. Peste, peste și acum mai stă o valiză, care e una mai mare. E Veronica și a lui Lucian, da? Cam așa. Deci da, stați noi... cu valiza pe... Eu sunt un pic așa mai, nu că pragmatic, dar nu prea cred eu că o să se extindă conflictul și peste noi, pe în țara noastră. Însă tata e mai în vârstă și au mai văzut el la anii lui multe neplăceri în viață și au zis că trebuie să fim pregătiți. Și Ion i-a urmat sfatul și a făcut pregătit valiza în caz de necesitate. Bine. Eu încă nu mi-am pregătit-o, dar deja... Mă uit la știri. Trebuie unui bărbat, știi? Da, da. Oricum, pe noi... important bani să ai, că e de cumpărat important. Pe noi nici și sunau. În fiecare zi primeam sunet de România. Hai, când veniți? Bați la Botoșani, bați la Suceava, bați la Ploiești, bați la București. Hai, vă așteptăm, veniți în Coași, nu stați acolo, veniți. Și dacă dai seama cât de mai sună și prieteni de acolo, la fiecare zi sunau, cu două, trei telefoane pe zi. Veniți, că noi vă așteptăm, vă pregătim și camere. Dar e bucurător cu oamenii ne susțin. Dar hai să fim așa un pic mai... Trebuie să-i spunem și la lume că primul indiciu care este că se poate ceva să se întâmple atunci când se evacuează corpul diplomatic dintr-o țară. Da, atunci trebuie să ne facem griji și să pregătim tot ce trebuie. Da, de-aia și ambasadorii au pregătit acel video în care au și anunțat toată lumea este pe loc, lucrează, nimeni nu a plecat, pentru că, într-adevăr, ăsta e un semnal. Și când a fost convoiul OSCE, la fel s-a anunțat ca să nu intre lumea în panică și să nu facă... Exact. Vezi că și așa nu mai este sare, ulei, nu știu mai ce. V-ați cumpărat sare, apropo? Eu sare folosesc foarte puțin. Așa. Eu mai am nici pentru 2-3 ani înainte. Nu, n-am probleme. Ești bogat în momentul sunt ăsta. Sunt în sare, da. Sare, da. Dacă ai două pachete de sare acasă, deja ești... Da. Și plinul la benzină făcut? Aici, da. Plinul, da. Ce-am plinul, făcut? Și acum e plinul rezervor. Bun. Oricum, ziceam că ne-a mai detașat, ne-a mai calmat cu toții zilele ce au urmat și slavă Domnului. A fost și un concert frumos pe care... Știi că inițial, când a început Mărțișorul, ne întrebam cu toții, va fi, nu va fi? Iată că festivalul a fost de la A la Z și a fost inclusiv seara cu folclor, seara pe care Orchestra Lăutarii a făcut-o, Hora Păcii. Cum e să cânti pentru pace? Altfel? Alte emoții? Alte senzații? Sincer, parcă erau altfel de emoții, mai ales că știind că în sală erau și
oameni din Ucraina care au venit la spectacol și mai ales că parcă nu știu cum cântam, dar ce am ideea, ori o să mai avem concert după asta, ori va fi ultimul, era cumva gândul ăsta. Atunci era mai proaspătă treaba cu Ucraina și chiar înainte de a intra în scenă, vedeam, mă uitam la colegii mei, deci nu vedea o senzație că sunt foarte concentrați pe spectacol, deci era o stare foarte ciudată, deci jumătate de creier se gândește la conflictul din Ucraina, ci poate celălalt încearcă să se acomodeze cu scenă, deci a fost un pic ciudat. Pentru că fiecare dintre noi probabil avea probleme de concentrare, că toți urmăream fluxul de informații și mai de știri. Și din sală de 50%, iarăși, noi nu suntem obișnuiți să vedem scaune goale. Da. Psihologic, cumva. Deci în toate părțile era ceva care îți creează un disconfort. Dar până la urmă, artistul trebuie să știe din orice situație să iasă cumva așa cum vede publicul, să te vadă bine, mersi, nu ești deranjat de nimic. Și datorită maestrului, bineînțeles că el ne-a adunat pe toți cumva într-un pumn așa și concertul a mers, zic eu, bine, în linii generale bine, dar iarăși straniu cumva a fost. Aici trebuie să felicităm și organizatorii pe Moldova Concert și domnul Andrei Locoman pentru, nu știu, această putere, hotărâre de a face acest mărțișor în această perioadă, pentru că eu zic că a fost binevenit toate 10 zile de spectacole, pentru că indiferent ce este în țară sau ce se întâmplă, viața merge mai departe. Adică muzica este ce care te unește, care te împacă, care te alină cumva și mai ales că, da, artiștii au trecut printr-o perioadă destul de grea în ultimii 2 ani, având în vedere pandemie. Și apropo, acum au venit și vești bune, pentru că, iată, de astăzi dispar o mare parte din restricții. Evenimentele deja pot fi organizate în săli pline, capacități maxime, și evenimentele private la fel, fără niciun fel de restricții. Vă bucurați sau credeți că războiul și va spune deja el cuvântul? Dacă nu o să înainteze, să spunem așa, eu știu cumva, eu cred că o să încurce foarte mult la evenimente. Dacă o să calmeze sau o să oprească de tot acest război... Oricum are un impact, are negativ. Pentru că când e o situație de stres, publicul se gândește la ceea ce este mai necesar pentru vital. Mâncare, nu știu ce, și niște bănuți pus deoparte în caz de necesitate de a părăsi țara. Atunci nu îți vine să te gândești la un BMW, la un spectacol sau la o casă să-ți cumperi, da? Că am citit nouățări să văd că a căzut foarte mult rata de vânzare la apartamente, la mașini și așa mai departe. Într-adevăr, a afectat toate ramurile. Da, așa e. Asta e ce să facem. Bun, zic un pic să mai aducem un pic de veselie în discuția noastră și să trecem la muzică, pentru că voi aveți și un clip, de fapt, Ion, împreună cu Orchestra Lăutarii, un clip în care apare Lucian, nu? Acela e Lucian? Da, este primul videoclip în care apare Lucian. Așa. Vreau de mult să apare într-un videoclip. Ai un actor ieftin acasă, da? Nu a fost atât de ușor să spun, că a fost foarte obositor pentru el, pentru că a filmat 3 zile. Și una din zile, știu că eu, de dimineață până seara, seara când a ajuns, deja mi venea să plângă, că nu mai pot, s-a obosit. Era ultimul cadru de făcut, și dar o a avut putere până la urmă și a filmat. Și aici e un clip, nu știu, pentru mine va fi o amintire frumoasă. Îl văd pe Lucian, mic, într-un videoclip, unde joacă rolul de Ion Paladin, micuț, să spun așa. Și într-o poveste frumoasă care a gândit-o Oleg și Ina Butnaru, știu o poveste în care un vis al meu împlinit de mic copil de a cânta cu Lăutare și maestru Nicolae Bodoros. Ce știe, poate și un vis de-a lui, pentru că și el este deja artist în devenire și cum scrie acolo la început, vreau să devin artist. Cine știe, poate să fie și o profeție, dar ca să vadă și cei care nu au văzut acest clip și să înțeleagă despre ce vorbim. Da, zic să vedem clipul. Cântece de veselie, frate lăutar.
atunci când saltă și românii la oaltă. Eu să cânt cu lăutar dor și iar dor, să mai ciocnim și paharul dor și iar dor. Că așa-i la veselie și cu vin și cu răchie, să uităm de gândurile dor și iar dor. Peste cotare, frate lăutar, cu dor de la inimioară, frate lăutar. Lăutar cu scripca veche, cântă că nu ai bereche. Eu din gură, tu pe strune, frate lăutar, jocul până la ziua ține, frate lăutar. Și mai pun un jar pe strune, frate lăutar, să cântăm cu drag la lume, frate lăutar. Zi așa, mă! Zi așa, mă! Maestre, întâlnirea cu dumneavoastră când eram copil și autograful oferit în fața Palatului Național m-a marcat și mi-a schimbat destinul. Sunt mândru și fericit ca să-ți cânt alături de dumneavoastră și orchestra Lăutarei. Pentru asta vreau să vă mulțumesc din toată inima, vă prețuiesc și vă iubesc. Da, frumos și plin de personaje, să zic așa, pentru că sunt tare multe cadre pe care le putem urmări. Am văzut, da, fotografiile maestrului Bătgros din tinereții, cu mustața aia și cu zâmbetul ăla până la urechi, e tare frumos. Și de Lucian, ziceam, că mie mi se pare că seamănă și cu mama și cu tata, dar cel mai tare seamănă cu actorul din Singura Casă. Da, seamănă. Și eu de multe ori spuneam, Dornica, uite cât de bine seamănă, mai ales în videoclipul ăsta. Așa. Bun. Felicitări, Ion, ca de obicei, dar înainte ca să trecem la cel de-al doilea clip pe care îl vom vedea și imediat discutăm și despre asta, vreau pe Cornel un pic, că tare de mult l-am așteptat și acum trebuie să-l întrebăm, că când te însori? Așa, eu drept, drept în țintă, să nu mai fac introduceri multe și mărunte. Cu siguranță se va întâmpla asta. Mm? În acest an, da, dar după ce se împlinește un an de zile de la decesul mamei, asta ar fi, teoretic vorbind, august, dar august pentru artiști este o lună foarte complicată, plină de evenimente. Optăm împreună pentru septembrie. Septembrie. Încă n-ați bătut în cuie data? 90% este și data, de aia, dar mai las un pic, așa că s-ar putea să fie diferență de o săptămână, poate două. Deci inelul este pe deget de logodnă. De mult, așa. De 4 luni. Dar tu așa zici de parcă în fiecare zi dai interviuri și vorbești despre viața ta personală. Hai că... Păi, n-am vorbit nicăieri, doar aici am spus. Păi vezi? Și așa, pe iubita ta am văzut-o într-un singur live la ziua maestrului, dacă nu greșesc. Da, eu. Da. Acolo unde... Nu, era ziua maestrului sau... Era o sărbătoare la care era și Ion. Ce era? Că nu țin minte. Da, la aici în centru, da? Era un restaurant, într-un live era. Era ziua maestru, era ianuarie. Ianuarie era. Acum în ianuarie. Da. Păi acolo doar am văzut-o, că în rest nicăieri n-ați apărut și nu... Nuntă mare? Nu. Restrâns. Acum, o notă actuală, cred eu, cum se petrece acum. Acum anunțele nu sunt foarte mari, și nici mici. 300? Așa, 600 pe acolo, micuță, pentru că-ți oamenii cunoaștem. Nu, vreau să fie, nu într-un cerc restrâns, dar într-un cerc de oameni foarte așteptați.
Uh-huh. Dar vă dați seama că nu sunt foarte mulți. Deja o să decideți voi, dar vreau să te întreb, în starea ta sufletească cum ești, simți că ți-ai găsit jumătate, te simți împlinit, te simți... Să știi că mă gândesc la asta în fiecare zi și undeva în adâncul sufletului zic, de ce nu s-a întâmplat asta cu mulți, mulți, mulți ani înainte? Poate aș mai fi câștigat ceva, dar zic că totul este scris și da, predestinat de sus și mă bucur că s-a întâmplat chiar cu mine asta și... Eu mereu am avut nevoie, nu din spate, dar lângă mine să fie o femeie care să fie un pic mai cu zvâc, mai cu vână, că eu sunt rac, știi cum? Eu pun mă decid, da, așa. Angela e un pic mai așa, mai cu vână și trebuie, da, să mă împing un pic așa. Și eu am nevoie de așa o persoană lângă mine și zic că, dar dincolo de caracterul ăsta, e și un om deosebit. Și vorba și mă bucur că e frumos să și alți bărbați la ea. Mă mândresc că e cu mine, știi? Dar eu sunt împlinit la moment și trăiesc viața și nu știu ce o fi mâine, dar vreau să o fie cum am spus. Să aibă un sfârșit logic, da, un sfârșit logic, o continuitate logică mai degrabă. Ion la fel e mulțumit. El... Ion e mulțumit de aici. Da, pentru că el... Întotdeauna îi spun. El, da? La și acum la Londra i-am spus. Da, ne împăcăm foarte bine și Veronica se împacă foarte bine cu ea, adică au găsit parcă surori, dar toți care le vede, le întreabă, voi sunteți surori? Da, chiar s-o da, 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 fizic da, da, așa cumva, au o asemănare, știi? Acum voi să aveți un rol important. Filmul se duce la nunta nașului. Da. Asta e interesant. Chiar așteptăm acest eveniment pentru că... Și noi așteptăm să știi cu multă curiozitate și parcă văd că nu o să știm nimic și o să aflăm după. Mama tare, mama a cunoscut-o pe Angela și foarte mult i-a plăcut de ea. Se împăcau. Da, se împăcau și a zis că ea că te văd în sfârșit lângă un om drag și cred că o să ai parte din noroc. Le-ai ținut cuvintele ei și sper să... Sper că o avut dreptate. Da, Cristi? Se împacă foarte bine cu ea. Voi stați împreună, nu? Da. Toți. Ei sunt destul de apropiați ca vârstă. Așa? Da. Câte ani are Angela? Angela merge despre 25. Aha. Așa. E o leacă mai mare, o leacă mai mare. Un picuț, da, asta nu contează. Da, dar sunt câteodată așa... Câteodată sunt situații amuzante când ei sunt mai așa... Cu caracter. Ciundănesc. Da. Uh-huh. După care, bineînțeles, că eu încerc să aplanez un conflict, da, așa o situație și mai cedat, știi? Tata, tu și înțe cu mine sau cu dânză? Deci, tata trebuie să te împacă, da? Și cu tine, dar și cu dânză. Asta e bun. Da, foarte frumos, mă bucur pentru ceea ce trăiești acum și sper din tot sufletul să fiți fericiți, că până la urmă asta contează. Știi cum? Nu contează ce vârstă avem, că nimeni nu știe când vine sfârșitul. Exact. E important să trăim fiecare zi frumos și cu oamenii care ne sunt dragi. Mai ales dacă se împacă bine. Cu maestru tot se împacă bine. Da, da. Eu am văzut că live-ul ăla a lăudat-o, așa că mi-a fost clar din start că îi place și maestrului. Dar o să-l întreb, că așteptăm la emisiune. Sper să fie sănătos și cu Doamne ajută ne vedem. Iar acum trecem și la piesa despre care discutam adineauri. O piesă care merge foarte bine în România, da? Este o piesă da, un proiect în care am fost invitat și am acceptat din prima. Uh-huh. M-au invitat Costi Ioniță, un mare compozitor care... Da, da. Piesele lui sunt în top în America și a fost și nominalizat la premiul Grammy a doua oară deja. Și Paul Stângă, un acordeonist foarte bun din România. Ei doi m-au invitat în acest proiect. Un proiect în care am fost mai mulți artiști. Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Maria Dragomiroiu, Vlăța Lupău, mulți, mulți colegi dragi. Și au făcut ei așa un proiect, au luat artiști din toate zonele, mai stilizat, să spun așa. Și a prins foarte bine pentru că în 3 săptămâni piesa are acum 3.800.000 de vizualizări. A fost și în topuri pe YouTube și acum am clint top pe YouTube, adică și chiar îmi trimit diferite filmulețe că cum se petrec românii pe această piesă, acum nu știu, ești așa în top. Și ne etichetează, pe TikTok văd această piesă, adică a prins foarte bine și mă bucur. Și o vedem și noi chiar acum și după aia o să aibă și mai multe vizualizări. Și aici nu a fost difuzată niciodată în Republica Moldova, este prima premieră, uite, să spun deja așa. Două premiere, da. Hai să vedem. Frumos, ce să zic, muzică populară și cumva adaptată și stilizat, modern, da, 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 totul făcut ca să prindă. Mulțumim. Și pentru tinere, deși cred că muzica populară nu are vârstă, nu ține de încă tineri sau... Știi ce mă uitam acum, să știți că, vă spun eu, în timp ce ne uitam la clip, Ioana a făcut pentru rețele, lucrează cu telefonul, se învârte, se asta. Cornel, ți-ți place? Stai pe Instagram, pe da, Facebook. Da, eu mă uit, urmăresc. Urmărești, dar nu participi. Nu, eu postez poze, uneori de la spectacole, de la alte evenimente. Doar, cam aici la mine e povestea.
La Ion, Ion e mult mai activ. Da, el e la noi cu butoane de argint. Da, dar eu urmăresc știrile pe Facebook. Și mi-ajunge. Nu chiar mi-ajunge. Dar de acolo mă informez cel mai des. Da, așa e. Dar urmăresc colegii mei să văd care pe unde este cea mai piesă mai scot, pe unde se află, ce evenimente. Și chiar sunt curios să știu ce se întâmplă în lumea noastră. Fotbal mai joci? Da. Bravo. În fiecare miercuri, apropo. Știu, eu am avut reportaj. În fiecare miercuri îl găsim pe Corneliu Bodgros la antrenamentul de fotbal. Dar pe finul ei? Când ați zis voi să filmați, să-mi spuneți și ați mă duc și zici. Și o să zici că ești în echipă. Apropo, Costel Palat, fratele lui Ion, mai mic, el vine... În fiecare miercuri vine, joacă fotbal și te așteptăm și pe tine. Eu aș veni cu mare drag, dar... Nu știu. E frică de traume. A, da? Nu de asta, dar ce? Am foarte puțin timp, atunci am încercat să-l trebuie cumva. Da, e adevărat, noi până să... îl prindem să vină la o seară perfectă. Păi, acum l-am prins așa, dintr-o răsflare. Acum, dacă suntem pe ceva, să anunțăm următoarele spectacole, că avem, bine, pe 9 aprilie avem în România, pe 16 aprilie avem la Madrid, pe 17 aprilie la Londra, din nou mergem, 30 aprilie Sala Palatului București, asta care le țin așa acum amintire. Dar restul le vedeți pe paginile pe Facebook, pe Facebook, pe Instagram, sigur, o să aflați cu siguranță detalii. Poți și eu cu siguranță. Desigur. Și ce să vă doresc eu acum în condițiile astea? Să aveți drumuri ușoare, că se zboară greu și așa mai departe. Vă mulțumesc tare mult că ați venit în această seară și vă mai așteptăm cu drag de fiecare tot. Mersi. Mulțumim.